Bună ziua și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi astăzi la o emisiune aparte despre o personalitate aparte. O personalitate care ne-a dus numele nostru ca țară, dar și cu atât mai mult numele nostru de aici, de Olteni, a spune. O personalitate a secolului, a culturii românești. Este vorba de Marin Sorescu. Discutăm despre ceea ce a rămas Marin Sorescu în urmă, despre faptul că în această lună, dacă soarta ar fi fost mai blândă cu el, ar fi împlinit 82 de ani, cu doamna Beatrice Silvia Sorescu Bălașa. Vă mulțumesc, cum vă spun astăzi, doamna Sorescu sau doamna Bălașa? Cum doriți! Vă mulțumesc că ne sunteți alături! Și eu vă mulțumesc, mulțumesc pentru emisiune! Și mă bucur că m-ați invitat astăzi aici. Mi-amintesc că este un an de când am fost anul trecut, pentru a vorbi tot despre Sorescu, tot despre personalitatea acestui titan, aș putea zice, al literaturii române, pentru că, iată, ne aflăm în luna februarie, luna când a văzut lumina zilei Marin Sorescu. Și fiindcă tot vorbim de data nașterii, ar trebui cumva lămurită data, mulți știu, mulți nu știu, de regulă prin cărți, prin foarte multe cărți, apare data de 19 februarie, data nașterii poetului, dar vreau să specific că Marin Sorescu s-a născut nu pe 19, ci pe 29 februarie, an bisect, în anul 1936, iată că ar fi împlinit luna aceasta la finalul lunii 82 de ani, dacă ne gândim că, iată, au trecut 22 de ani și Sorescu ar fi avut astăzi 82 de ani, nici nu ar fi fost bătrân, pentru că mulți au trăit mult mai mult de 82 de ani, au fost la fel de prolifici. Și mai ales, dacă o luăm pe arborele genealogic, știu că în familia dumneavoastră longevitatea a fost la ea acasă. Da, și mai ales că toți frații au fost foarte longevivi, cu excepția lui, firește, spre nefericirea lui și a iubitorilor lui Sorescu și a proiectelor pe care le avea, pentru că îmi aduc aminte la cei 60 de ani, după ce fusese omagiat de Academia Română la București, a fost omagiat și la Craiova, la Liceul Carol, am fost și eu prezentă și tocmai că Sorescu vorbea de foarte multe le proiecte pe care le avea atunci în plan. A fost o pierdere, zic eu, o pierdere uriașă, dar Sorescu trăiește, Sorescu este o prezență vie în lumea literară, pentru că opera lui este mereu actuală, opera lui este mereu citită, este citită nu numai la noi în țară, ci este citită pe toată suprafața pământului, aș putea spune. Deci am lămurit data de 29 februarie. Aș vrea să ne oprim un pic despre faptul, spuneați noastră, ideea că Sorescu se citește peste tot în lume. Citeam că operele sale au fost traduse în peste 20 de țări. Da, o să vorbim și despre acest lucru. Opera lui Sorescu, încă din tinerețe, poate Sorescu a fost printre puținii scriitori contemporani care au călătorit foarte mult în Europa, în toate țările din Europa și pe cele patru mari continente. A stat 2 ani în Statele Unite ale Americii. Cu această ocazie a participat la numeroasele simpozioane, la numeroasele întâlniri cu scriitorii din afară, a avut ocazia să își prezinte, să-și citească propriile creații, a fost comentat, a fost apreciat, a fost ovaționat de publicul larg străin și iată că Sorescu este nu numai un scriitor național, ci este un scriitor universal, pentru că universal este acel scriitor care iese în afară,
care are ocazia să citească din creațiile sale în afara țării, pe marile, să-i se joace opera, cum a fost la Sorescu, pe marile scene ale lumii, dacă ne gândim la piesele de teatru, la Iona, la Matca, la toate piesele lui și teatrul istoric, nu este mai prejos, putem spune că Sorescu a fost, este un, a fost și rămâne un scriitor și universal. Și extrem de o arie foarte mare, a spune un mare om de cultură, pentru că dincolo de scrierile sale, Sorescu picta, Sorescu scria poezie, Sorescu a scris teatru, adică o personalitate extrem de multilaterală. Da, deci este o personalitate complexă și completă. Este printre scriitorii cei mai prolifici, având în vedere și numărul mare de volume, și scriitorul care a abordat toate genurile literare și aproape toate speciile literare. A fost poet, a fost prozator, a fost eseist, a fost critic și istoric literar, a fost romancier și, nu în ultimul rând, dramaturg, firește, un dramaturg de excepție, și nu în ultimul rând, a fost pictor. Chiar s-au expus, a și expus mai multe lucrări în ceea ce privește pictura și a luat chiar un premiu destul de valoros în afara țării. Bine, acum de ce să nu fim realiști? Numele de Sorescu l-a ajutat foarte mult și în pictură. Nu excela în pictură, dar a avut lucrări pline de idei. Deci nu foarte bune în ceea ce privește realizarea lor artistică, cât ideea, conținutul, ceea ce au putut să exprime ele. Aș vrea să vorbim un pic, doamna, astăzi o să vă spun doamna Sorescu, doamna Da, sigur, profesor Sorescu. mulțumesc. Aș vrea să vorbim un pic despre perioada de început a marelui Marin Sorescu, perioada de la Bulzești, perioada în care dumneavoastră copil fiind, îl vedeați și îl cunoșteați pe marele Marin Sorescu. Marin s-a născut într-o familie de oameni simpli, în familia lui Ștefan Isorescu și Nicolița Sorescu, dar familie cu aplecare către literatură, pentru că dacă ne gândim la Ștefan Isorescu, la tatăl scriitorului, putem spune că el a fost primul, de fapt primul versificator al Soreștilor, chiar în scrisorile de familie. Am luat astăzi un volum că chiar vreau să citesc câteva rânduri din anume scrisori. Evocă acest fapt, mă rog, îi spune lui George, fratelui său, George Sorescu, de acele caiete, de cele trei caiete ale lui Ștefan Isorescu găsite în podul casei, și caiete care, poezii care au fost acum de curând legate într-un volum. Iată că moștenirea a avut-o din partea tatălui, dar nu mai prejos a fost și bunica mea, Nicolița Sorescu, o femeie foarte ageră la minte, o femeie cu un dar extraordinar în ceea ce privește oratoria, pentru că Marin, povestirea, pentru că Marin a cules foarte multe date de la mama sa, având în vedere cele 6 volume din La Lilieci. Deci a crescut într-un mediu în care poezia, literatura se făcea în casă și având în vedere că între Marin și George sunt 9 ani ca diferență, e mai mic cu 9 ani decât George, Profesorul poeziile, universitar George profesorul Sorescu. universitar, da, Marin găsea poeziile compuse de George și acest lucru, iată, a fost un motiv de a se apuca și el de scris. Mărturisește și acest lucru
în scrisori. De fapt, George Sorescu a fost primul mentor școlit al lui Marin Sorescu și același lucru pot să-l afirm și eu, pentru că, de fapt, am mai spus eu și în alte emisiuni de televiziune, eu m-am apucat de scris datorită poeziilor lui George, nu ale lui Marin, culmea, ale lui George, pe care le găseam în șifonierul părinților mei, în casa natală, în comuna Bulzești, și pe care le citeam și eram fascinată de-a dreptul de, nu știu, de ele. Și aveam sentimentul că și eu pot să scriu. Iată că Marin s-a îndrăgostit pe viață, aș putea spune, de literatură, literatură cu care a venit în contact în familie, în casa părintească, ca apoi să își dezvolte acest spirit al creativ în decursul anilor de școală. Mai întâi anii de școală la gimnaziu, când a început să fie atras de folclor, de poezia populară, a început să culeagă anumite proverbe, anumite snoave, să împărtășească impresii cu fratele său pe marginea acestor texte. Mai târziu, în timpul studiilor liceale, atât aici la Frații Buzești, o perioadă foarte scurtă, cât și în anii de la Predeal, la liceul de la Predeal, știți că el a vrut mai întâi să se facă militar. Da. Și-a dat seama că nu e făcut pentru asta și poezia i-a luat-o înainte, așa cum mărturisea odată despre teatru, că voia să facă o adevărată carte de filozofie, dar teatru și poezia i-au luat-o pe dinainte. A continuat cu această dragoste pentru folclorul românesc, ca mai târziu să ia contact direct cu oamenii satului, a venit direct la sursă, a stat de vorbă cu țăranul român, țăranul de la sat. V-am spus foarte multe date și foarte multe istorii din trecut le-a povestit. Și limbajul extraordinar pe care îl regăsim în la Deci a cules materialul exact cum era el. O parte foarte mare din la Lilieci au fost culese de la mama sa, de la Nicolina Sorescu, numai că Marin Sorescu, cu geniul său, le-a dat o adevărată, a făcut din ele adevărate capodopere. A început să se afirme. Este interesant și chiar am să vă citesc din scrisorile de familie. Nu sunt scrisori pe care, foarte multe de fapt, pe care le are cu fratele său, corespondență pe care o are cu fratele său, George, și în care se vede clar că nu este o corespondență, eu știu, savuroasă, plină de romantism, banală, ci este o corespondență din care reiese clar preocuparea aceasta ieșită din comun pentru literatură, pentru actul creativ în sine. În toamna anului 1956, iată, Sorescu avea câți? 20 de ani, 20, da? De 20 ani. De ani. Spune: dragă George, am primit scrisoarea ta și versurile mele. Iată că el trimitea versuri, trimitea creații fratelui propriile. Mai mare, mentorului său. Mentorului său, pentru a le vedea, pentru a-și exprima propria părere. Îmi pare bine că ai mai scuturat praful de pe ele și că ai găsit în aceste pagini de început calități. Nu mă așteptam la așa ceva. Deși mi-au mai spus-o și alții,
sunt vechi, scrise pe timpul când îndrăgeam glasul, deci la 20 de ani Marin era student, și îmi chinuiam pe gasul, arătându-i Parnasul, iată și umorul specific lui Sorescu. Eu le uitasem, mă întreb dacă sunt ale mele, iată îndoiala celui mai mare, de a nu, da, ca nu cumva versurile să nu fie scrise de el. Atât erau de bine realizate. N-am obiceiul să iau de la vecin cum fac unii, ciupind de pe aici, de pe colo. Expatriatul este una dintre poeziile lui Sorescu de început. Am scris-o în 52. Deci mai devreme. Avea 52, 16 ani. Am lucrat mai mult la ea și încă nu e definitivă. Am citit-o în cenaclu atunci și m-a lăudat profesorul meu spunând că e cea mai bună poezie a mea. I-am închinat-o lui Bălcescu. Iată, la 16 ani să faci o poezie, să o închini unei personalități istorice, nu e deloc simplu. În fața amintirii sale, spune poetul, îngenunchind ca la altar, o comparație extraordinară prin care scoate în evidență și personalitatea extraordinară a marelui Bălcescu, vărsai atunci pe albe coale câteva lacrimi mari de jale cu luciu de mărgăritar. Deci versurile sunt ale mele. A mea e vina că le-am scris. Tu poți să faci ce vrei cu ele, îndreaptă stilul din rondele, fă corecturi pe manuscris. Apropo de rondele, zice el, rondelul știi că e o poezie cu formă fixă, mă rog, de când am venit aici am mai scris câteva poezii, unele au un caracter mai intim, nu am mai trimis nicăieri, dar o să trimit. Cred că e timpul, chiar de plouă, spre Parnas să-mi îndrept pasul, pana mi-e aproape nouă și sălbatec mi-e pe gasul. Înșeuat și potcovit, el stă gata lângă scară, sforă e neliniștit, așteptând să ies afară. Și tot așa, iată cât de limpede se vede preocuparea lui Marin și firește a fratelui său George Sorescu pentru creație, pentru literatură, pentru... Și asta încă de vreme, deci practic vorbim dar 16 ani, deja Marin Sorescu avea 16 ani, dar foarte bun. Dar Sorescu a scris de la o vârstă mai fragedă din anii de gimnaziu, deci avea până în 14 ani. Sau, mai zice el, într-o altă scrisoare tot lui George, pe la tine ce mai e nou? Nu știu ce ai făcut cu volumul acela de versuri. L-ai trimis sau nu? Trebuie atenție, trebuie să stăruim în această direcție. Noi avem nevoie de lumină, mai ales de lumina tiparului, care trebuie să se reverse odată și odată și asupra noastră. Trimite sistematic la Oltenia Literară și interesează-te să fie publicate. Poți să trimiți, chiar te rog, și câteva poezii de ale mele, cele două sonete, Ada Caleh. Iată, ăsta era Marin Sorescu, copilul, adolescentul. Deja mai târziu, când a publicat singur printre poeți, de fapt asta a fost... Practic volumul de debut, considerat. Volumul de debut, asta a fost șoapta lui de început. Marin Sorescu era deja experimentat în această direcție, era deja... avea o anumită cultură, pentru că Marin n-a stat o clipă decât să scrie. Concomitent, el și-a perfecționat cultura, a citit. Marin Sorescu știa filozofie, știa religie. Nu mai vorbim de limbi străine, cunoștea foarte multe limbi străine, pentru că el a stat și mult în afară. A venit mereu în contact cu lumea literară din afară și era obligat să cunoască. Dar el a fost într-o permanentă
să zic, o permanentă, un permanent exercițiu de documentare, de informare. De autoperfecționare. De autoperfecționare. Doamna Sorescu își cunoștea valoarea și se valoriza? Nu, nu. Marinu bine, se... mă refer aici către finalul vieții, nu mă refer în primii ani, când vedem că nu conștia... Cu siguranță, adică să iei un premiu, să obții un premiu Herder, să fii propus pentru premiu Nobel, sunt convinsă că dacă Marina ar fi trăit, ar fi obținut cu siguranță premiul Nobel, să iei premiul Fernando Riello în Italia, iată, sunt niște premii foarte mari și era conștient de valoarea sa, dar prin modestia pe care o afișa, Marin Sorescu părea omul acela care, mă rog, nu făcea caz de valoarea pe care o avea, de fapt. Dar să vorbim despre omagierea lui Sorescu. Ne-am aflat acum la cea de-a 18-a ediție a Zilelor Marin Sorescu, la care am participat personal, an de an, pe vremea domnului Antonie Solomon, când Zile Sorescu durau și o săptămână, cu multe acțiuni, cu actori din țară, invitați pentru a recita din opera Soreștiană, cu piese de teatru jucate pe scena craioveană, cu scritorii din afară care l-au cunoscut pe Marin Sorescu din alte țări, cu premiile Marin Sorescu și cu vizite la Casa Memorială Marin Sorescu. Iată că acțiunile acestea au fost multiple și s-au continuat până în zilele de astăzi. Anul trecut ne-am întâlnit, chiar ne-am ocupat, eu și soțul meu ne-am ocupat personal de cea de-a 17-a ediție a Zilelor Marin Sorescu. Au avut loc la Liceul de Artă, care îi știm cu toții că îi poartă numele. Și numele. Și s-a desfășurat, zic eu, sub o formă destul de frumoasă, cu invitații care au vorbit despre Sorescu, care au scos în evidență personalitatea, viața și opera. Elevii de la Liceul de Artă au avut un program artistic, au recitat din opera lui Sorescu, au corul liceului care și-a expus anumite melodii, s-a cântat și la pian și la mai multe instrumente și am încheiat cu un parastas, de ce să nu spun așa, pe care l-am făcut pentru sufletul celui plecat de lângă noi. În urmă cu 22 de ani, atunci când a fost omagiat, când am plinit 60 de ani și a fost omagiat de Academia Română la București, Marin Sorescu afirma: decât să împlinești 60 de ani pe tăcute, spunea el, e mai bine să ți-i declari. Dante, făcea aluzie la Dante Alighieri, la marele poet italian, Dante Alighieri greșea desigur fixând acel mezzo del camini di la nostra vita, adică mijlocul vieții omenești, îl fixa Dante la 30 de ani și spunea Sorescu: să fie clar, mijlocul vieții omenești este la 60 de ani, căci dacă substanțele radioactive care ne bântuie se înjumătățesc atât de greu, de ce viața omului să nu cunoască aceeași lege a simetriei? Adică să nu se dubleze ușor și spunea el că mijlocul vieții e la 60 de ani, deci omul ar trebui să trăiască 120 de ani. Din păcate, Sorescu a trecut prea devreme la cele veșnice, dar el a continuă să fie, cum am spus și înainte, o permanență în literatura română,
așa cum a mărturisit atunci, firește, în glumă, nu 120 de ani, cum spunea atunci, ci să trăiască ca un spirit adânc și viu în mintea și în sufletul nostru. Marin Sorescu este un scriitor al universului, un scriitor care a plecat din satul natal, încălțat în cipici, în cipici de lână, și care, iată, a cucerit universalitatea, care a cucerit întreg mapamondul. Spuneam că volumul de debut singur printre poeți a fost într-adevăr Șoapta lui de început, dar de atunci opera soreștiană a cunoscut o foarte mare profunzime și o foarte mare întindere. Mai mult decât oricine, Sorescu a crezut cu tărie că nu te poți exprima dacă nu te afli în fluxul, iată, în fluxul creației, și nu oricum, ci într-un loc cât mai aproape de centru. Și Marin a căutat prin munca sa continuă, prin voința aceea și tenacitatea de fier, iată că a ajuns în centru, în fluxul creației și în centrul lui, și a devenit scriitorul național și, de ce nu, universal. Aș vrea să vă întreb, deși vă ascult cu deosebit interes, dacă știți ce se ascunde în spatele figurii de stil singur printre poeți, pentru că printre poeți poate să aibă atâtea înțelesuri. Firește, cred că Marin a fost totuși conștient de harul său, de talentul cu care s-a născut, cu care l-a înzestrat Dumnezeu, și a dat seama George Călinescu, cel care i-a dat girul și care vedea în el un foarte mare scriitor. Cred că este o metaforă, evident, dar singur printre poeți, iată că Marin, de fapt, a rămas singur printre poeți, fără să fiu lipsită de modestie, așa cum este și în teatru. Pentru că dacă avem în vedere valoarea teatrului, nu mai vorbim de poezie. Sorescu este extraordinar în poezie și teatru. El a scris și roman, dar nu excelează în roman. A scris și eseu. Poezia și teatru sunt cele care l-au consacrat. Volumele din La Lilieci și nu numai Lilieci, ci întreaga sa poezie. Pentru că este o poezie de idei. E o poezie complexă, o poezie profundă, care îndeamnă lectorul la meditație. El a început comic la prima vedere, nici nu realiza, nici nu, aproape în glumă, dar a știut apoi să ajungă foarte departe, în locuri aproape nebănuite. Sorescu este scriitorul profund, care a explorat toate, cum spuneam adineauri, toate genurile literare și toate speciile, a construit o operă, o operă peste care nu se poate trece oricine, orice am vrea noi, dar nu numai atât, Sorescu a știut să-și construiască un stil, un stil aparte, care îl individualizează și îl pune într-o lumină foarte favorabilă. Sorescu a avut, firește, foarte mulți prieteni, nu mai vorbim de prietenii din țară, dar și din afară, pe care și-a făcut de-a lungul vieții, dar de ce să nu fim sinceri, Sorescu a avut și foarte mulți dușmani. Unii dintre ei, oameni pe care el i-a ajutat foarte mult, pe care i-a îndrumat, cărora le-a dat o pâine în mână și care mai târziu l-au săpat.
atunci când era la revista Ramuri, directorul revistei Ramuri, așa zi și prieteni, cu ghilimelele de rigoare, s-au coalizat și l-au dat afară. Iar când a fost ministru al culturii... Și poate că ar trebui să precizăm, nefiind afiliat politic... Nefiind, niciodată n-a avut absolut nimic, nicio tangență cu politicul, dar a fost propus să fie la un moment dat ministru al culturii și Sorescu a acceptat, tocmai pentru că s-a gândit că poate să fie util și să aducă ceva nou, ceva folositor culturii românești. Atunci ei s-au coalizat din nou și, bineînțeles, l-au dat și de acolo afară și au reușit. Dar nu asta este proverbul acela, știți, că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Ei, probabil, dintr-o naivitate, consideră că, sau cred că spiritul soreștian poate fi nimicit. Nu cred că niciodată se va întâmpla acest lucru, pentru că Sorescu trăiește prin această operă care a rămas și care a fost citită și a fost jucată pe toată suprafața pământului aproape și nu cred că într-o zi Sorescu nu va mai exista. 24 de volume, dacă nu mă înșel, și încă 15 în manuscris. Încă 15 în manuscris și vreau să vorbesc puțin de încă 25, anul acesta mai apar niște cărți ale lui Sorescu, de care s-a ocupat fratele său, George Sorescu, adunând manuscrisele pe care le-a găsit, pentru că o mare parte din ele s-au pierdut, nu știu, sau nu au mai fost de găsit după moartea lui și a soției, dar ce s-a putut salva până acum, George s-a ocupat de ele, le-a descifrat, pe unele a fost o muncă titanică, pentru că Marin avea un scris destul de greu de descifrat, a trebuit uneori să lucreze cu lupa, să fie atent cu lupa ca să poată descifra textul. Și spuneam 24 sau la ora actuală poate chiar sunt mai multe, au apărut sub îngrijirea lui George Sorescu, scrisori de familie, jurnalele de călătorie, care sunt iarăși un segment foarte important din viața scriitorului, pentru că cei care citesc au ocazia să-l vadă pe omul Sorescu, pe călătorul omul Sorescu, pe prietenul Sorescu și așa mai departe. Aș vrea să ne citiți, pentru că știu că și dumneavoastră publicați, vă cunoaștem cu siguranță foarte bine, să ne citiți poezia pe care i-ați dedicat-o lui Marin Sorescu, unchiului. Cumva ați simțit că creșteți în umbra lui Marin Sorescu, ca poet mă refer aici. Categoric este o misiune grea, să știi că ai în spatele tău un nume atât de mare și un scriitor atât de mare. Nu este deloc greu, ușor, pardon. A trebuit să îmi consolidez un stil al meu, un stil aparte, să nu semăn deloc cu Sorescu, pentru că nu ar fi fost, nu ar fi dat bine. Și în poeziile mele, în cele 11 volume publicate, am și poeme, de fapt cel de-al doilea volum pe care l-am dedicat în întregime lui Marin Sorescu, volumul Eu, Tu, și în care am și un poem pentru Marin Sorescu. Dar am să vă citesc acum alta,
intitulată De dor. Sub dealul acela, albit de salcâm, e casa măreața unui poet. Poetul a plecat să moară puțin, dar sufletul încă mai bate încet. Când noaptea coboară, îmi pare că aud Iona, ce strigă din chitul lui greu. E marea pustie și valul e surd și nimeni n-aude decât Dumnezeu. Când cerul vuiește de plâns și de dor, mai urc cât o treaptă spre casa pustie. Cu ochii umeziți încep să măsor și aștept la intrare un chip ca să vie. Îi citeam, și extrem de emoționantă poezia. Îi citeam lui Marin, eu am stat foarte mult timp în preajma lui, mai ales în perioada studenției. Am stat câțiva ani la George Sorescu în timpul studiilor și Marin venea foarte des la el, la noi, și lua masa. Eu eram bucătărea sa. Și îi citeam de foarte multe ori versurile mele și exact cum se temea el de, mă rog, atunci când spunea că George l-a întrebat, da, el le-a scris, nu cumva le-a copiat de undeva, același, am această amintire, când i-am citit un poem al meu, Mai înfloresc salcâmii, și el s-a dus la George și i-a spus, nu cumva le-a copiat de undeva. M-a bucurat teribil aceste cuvinte, pentru că mi-am dat seama că totuși poemul i-a plăcut, știți? Da. Și este unul bun. Și este fost confirmarea pentru... A fost confirmarea pentru ceea ce am scris. Sigur că amintiri sunt multe cu Sorescu. Este un gol imens pe care l-a lăsat și care plutește asupra cititorilor lui și asupra literaturii române. Dar exact ce vă spuneam mai înainte, Sorescu cu siguranță nu va înceta să existe, pentru că se află în centrul scritorilor contemporani de la noi din țară și nu numai. Vă spuneam adineauri de pasiunea pentru folclor pe care pusese stăpânire pe Marin Sorescu chiar de la început. Într-una din scrisorile, se afla la Berlin, este o amintire foarte, foarte plăcută, din care iese în evidență acest gust pentru literatura populară, când îi trimitea mamei lui Nicolina Sorescu, o scrisoare în care îi spunea, se interesa ce este aceea Joi Mărica. Dragă mamă, am citit într-o carte de folclor despre Joi Mărica. Ce știi despre ea? Când e obiceiul la noi în sat? În Joia Mare, probabil, ce se face atunci? Cum își închipuiau oamenii că arată joimăricile? Ca niște femei? Ca niște vrăjitoare? Scriem amănunțit despre asta? Îmi trebuie pentru o poezie, eventual o întâmplare cu cineva care a văzut joimărica. Iată, nu putea să stea liniștit nici atunci când era la mii de kilometri departe de țară. De asemenea, Sorescu a scris la o vârstă fragedă, la 15 ani, un basm, intitulat Ion Ciobanu și Ileana Torcătoarea, pe care l-a inserat în caietul lui de
primului caiet de poezii. Personaje reale de la Bulzești? M-aș întreba? Da, cred că unele erau reale. Ion Ciobanu și Ileana Torcătea. Nu știu, deci nu avem dovezi clare în acest sens. Dar acest basm a fost inserat în primul său caiet de poezii din perioada studiilor gimnaziale, intitulat Răsare soarele, și căruia i-a dat mai târziu denumirea de moloz de început. Moloz de început. Acest basm avea următoarea structură. Avea un prolog de 3 strofe, o altă parte intitulată Bunicul de 18 strofe, avea portretul Ilenei de 12 strofe și basmul în sine, Ion Ciobanul, Ciobanu și Ileana Torcătoarea, basmul propriu zis, care avea 177 de strofe. De asemenea, tot în perioada aceasta a scris un al doilea basm intitulat Tarta Cot în anul 1952. Era elev la liceu, cred. Da, era elev la liceu la Predeal. În basmul respectiv, cel care pare să nareze, apropo de ce m-ați întrebat cu personaje reale, se pare că era bunicul George Ionescu, adică tatăl mamei, tatăl Nicolinei Sorescu, pe atunci în vârstă de 86 de ani, și care era un model, și el, un model arhetipal. Era notar în comuna Bulzești și Balota și, la fel, un om foarte ager, foarte sprinten. Probabil de aici am moștenit și Nicolina Sorescu, fica, deci mama poetului, și celelalte surori, ele au fost 6 surori și toate erau niște femei foarte inteligente, 2 dintre ele au fost profesoare de italiană, de franceză la București. Iată că acest microb, acest talent născut s-a cuibărit, să mă exprim plastic, și în gena lui Marin Sorescu și de aici întreaga operă. Și el a venit și a definitivat, iată, și a excelat ceea ce a preluat de la înainta și din, de ce nu, din lumea satului, pentru că multe elemente pe care le regăsim în opera lui Sorescu sunt elemente ce țin de particularitățile satului, de particularitățile familiei. Categoric, pentru că până la urmă toți, dacă ne gândim la familie, există foarte mulți membri ai familiei care au moștenit acest talent, acest har scriitoricesc. Toți frații și George, Ion, cel mic, fratele cel mic, are și el mai multe volume de poezie. Tatăl meu, Nicolae Ștesorescu, chiar dacă nu și-a continuat studiile, pentru că a fost cel mai mare și, cum bine știm toți, cel mare rămâne la vatră, mai ales că în familia lor a fost au rămas fără tată de la o vârstă fragedă. Marina avea 3 ani, Ion avea 6 luni și tata avea 16 ani. Era normal ca cel mare trebuie să sacrifice și să poată să se ocupe de ceilalți frați. Le-au ars și casa și a trebuit să stea 4 ani într-un șopru al unui vecin până și-au făcut o nouă casă pe ajutate. Dar și tatăl meu a avut 4 volume de versuri, a murit la 92 de ani și mai are de publicat, trebuie să ne ocupăm să-i publicăm și restul ce a rămas. Și nu numai frații, au moștenit și nepoții, Radu Sorescu, Sorina Sorescu, verișoara care a decedat acum 2 ani, eu și surorile mele, fratele meu, scriu, numai că ei nu au publicat. Grigore, un alt verișor din partea unei surori de-ale a lui Marin. Iată că gena a fost destul de puternică și s-a transmis la foarte mulți membri.
Doamna profesor, pentru că nu mai avem foarte mult timp, aș vrea să ne mai lecturați ceva din Marin Sorescu. Poate să vă recit un poem al lui Sorescu, care m-a impresionat încă de când eram eu mai tânără și mi-am dat seama cât de mult adevăr și ce a putut să creioneze, să contureze în acest formidabil poem, care sună așa. Cu dor ca prima oară, îndrăgostit ca Dante, în liniștea grădinii eu aștept să vie. Amurgul îmi aruncă pe umeri o mantie de purpură și aur, cu flori și diamante. Șateilor coroană, cu flori gălbui o mare, în care luminoase se văd aprinse stele, îmi poposi o clipă pe pragul frunții mele și-mi cer un chip aievea cu ochii de cicoare. Și un zvon încet vuiește, l-ascult dintre castani, iunim pierdut ce sfântă înfiorare, sărbătorește firea divină în coronare, sunt împăratul lumii, am 20 de ani. Minunat, vă mulțumesc, doamna profesor. Și eu vă mulțumesc și Sorescu, am spus și vreau să întăresc această idee, va rămâne poetul, dramaturgul, eseistul, criticul și istoricul literar și nu în ultimul rând pictorul, orice am spune noi. Vă mulțumesc încă o dată. Pe dumneavoastră, cei de acasă, vă invit să citiți în această lună, să-l regăsiți pe Marin Sorescu, să regăsiți lumea lui Marin Sorescu. Toate cele bune, la revedere!